folicul care se află în derm, să zicem, care e hrănit cu vase de sânge vascularizat, el naște ulterior firul de păr. Și un folicul de păr, un folicul, el pe parcursul vieții poate să nască până la 20-25 de fire noi de păr. Noi avem acea fază, prima fază este faza de anagen. Faza în care părul crește, iată, din acel folicul încep să iasă firele de păr. Adică în faza de anagen foliculul este hrănit, este vascularizat, el ia de obicei durează de la 4 la 6 ani, adică este un proces lung. Foarte des, iată, când suntem în faza de anagen și avem un stres ceva mai mare, adică un stres asta poate să fie sau intervenție chirurgicală sau foarte des la femeie, iată, după sarcină se întâmplă. Când ținem diete hipocalorice, atunci el suferă și din faza de anagen el brusc o să treacă în faza de cădere. Adică aici, de obicei, iată, factorul de stres cumva îl influențează. Și el n-o să fie în faza asta 4-6 ani, dar o să fie o perioadă mai scurtă. Și el brusc trece din faza de anagen, trece prin faza de repaus, asta este faza de catagen. Ea e foarte scurtă, de obicei 2-3 săptămâni, se dezlipește de la folicul și trece în faza de telogen, unde el deja se elimină și cade. În momentul în care avem pur și simplu păr devitalizat, cădere ușoară, cădere sezonieră, da, noi putem să mergem pe șampon anafaz. Sigur, în orice situație n-ar fi, noi o folosim, fiindcă indiferent de problema care duce la căderea părului, noi avem nevoie de un șampon specializat, așa cum este în afară de studii clinice, care să ne ajute în stimularea la nivel local. Da? Fiindcă el ne ajută la stimularea circulației sanguine, are complexul de vitamine B cel necesar pentru hrănirea părului pilos și pentru refacerea firului de păr și indiferent de ce ar fi ca și cauză, oricum va trebui să folosim un astfel de șampon specializat și atunci putem să începem chiar de sine sătător. Iar în rest să mergem către medicul specialist unde să vedem exact care e cauza și cum putem deja să înlăturăm și cauza de bază. Dacă vorbim de șampon, să-l folosim ca atare, cu acele 3 minute de masare frumos în zonele circulare, de la ceafă către crește. Important de știut, șamponul este cel care lucrează la rădăcină. Pe lungimea firului de păr, șamponul nu are efect pe lungime, de asta și gama are în completare un balsam de păr. Pe lungime venim cu balsamul pe care îl aplicăm și atunci el va intra în structura firului de păr și îl va reface pe lungime, astfel având noi un păr puternic și culuciu. Dacă să luăm din tratamentele topice care noi le luăm, sunt acele soluții care îmbunătățesc iarăși circulația locală pentru ducreiul. Are acele produse pentru căderile cronice și chiar la bărbați și la femei. Dacă la femei este iarăși factor hormonal, problema, el are efect anume asupra inhibiției alfa-reductazii locale. Enzima asta care transformă testosteron în fracția mai activă are un efect local bun, în factorul hormonal. Din afecțiuni, iarăși încă ce mai des se întâlnește pe la nivelul scalpului și cumva tot le dă lumii bătăi de cap, sunt acele dermatiți seboreice. Mătreața, spus așa zis. Ea e provocată de o ciupercă. O ciupercă care noi o avem toți pe piele, ea este un saprofit, așa, noi trăim cu ea, dar anumite condiții o fac pe dânsa să devină patogenă, să devină rea. Și ea începe să mănânce stratul ăsta de piele cornos și să dezvolte mai intens. Și la fel, iarăși pe partea piloasă, doar pe partea piloasă, poate să fie formele de psoriaze sau scalpului. Ambele cazuri, ambele situații, și dermatita seboreică și psoriazul pot să ne ducă la o cădere a părului, adică ele tot ar putea să influențeze o cădere a părului mai abundentă. De asta Ducreio are linii de tratament ele până la urmă sunt, adică și avem chertiolul PSO, care are o concentrație de acid salicilic și are și efect, are ihtiolul un pic, care are efect antiinflamator, scoate și inflamația care apare în cazul pacienților psoriați și plus și descoamează scoamele astea. În cazul dermatitei seboreice la fel, adică sunt liniile DS care au și antifungic efect, fungic plus efectul de detașare ușor a scoamelor care se formează la nivelul scalpului. Sunt niște produse care sunt testate și care au mai multe studii clinice în diferite afecțiuni ale scalpului, respectiv acele loturi de pacienți pe care au fost testate au un succes foarte mare. De aceea, Ducrei sunt acele produse care sunt binevenite în afecțiunile scalpului de gen efluvium telogen.
informația utilă și interesantă despre mai multe probleme legate cu podoaba noastră capilară, metodele de tratament și am avut de asemenea informații foarte bune despre Anafaz. Am câștigat un șampun. După toată informația care am primit-o, sigur că o să-mi placă.